Discutam aici despre aceste mișcări care se întâmplă acum la Craiova. Marian Copilu, ce șanse sunt ca el să fie investit președinte? Ce discuții sunt în privința asta, dacă s-a ajuns la un acord, pentru că a apărut în spațiu public această informație? Sunt au apărut în spațiu public un milion de informații. În momentul în care una va fi adevărată, noi o vom confirma sau o vom infirma. Dar în acest moment, Marian Copilu nu face parte din statul Universității Craiova. Aveți discuții cu el pentru a-l aduce? Sunt prieten cu Marian Copilu, sunt prieten de bani buni de zile. Sunt așa cum sunt prieten cu Laurențiu Regencamp și cu mulți alți oameni din fotbal. Deci cu Marian discutăm de 10 ani de zile. Da? Deci avem discuții, dar avem discuții cu alte teme. Nu vorbesc cu Marian, să spunem, de două ori pe săptămână. Vorbesc cu asta la două săptămâni, la trei săptămâni. Păi nu, dar ideea e în felul următor. L-ați ofertat să vină ca președinte sau nu? Pentru că mă gândesc că și suporterii care au văzut informația se întreabă chestiunea asta și cel mai bine... Pot să vă spun că l-am ofertat astă vară. Atunci după ce a plecat de la CFR, nu? Atunci după ce a plecat de la CFR. Și atunci a spus nu. Bănuiesc din moment ce n-a ajuns. Da, dar cred că aș vrea să discutăm despre lucruri concrete. În momentul acesta n-are sens să discutăm despre Marian Copil. Păi nu, am discutat pentru că, repet, a apărut un spațiu public și de asta vă întreb cumva, cred că ce se întreabă și suporterii universității. Adică eu încerc să pun niște întrebări. Nu face parte în acest moment de statul universității. Nu, și nu avem discuții, să spunem, punctuale pe această temă. Dar nu excludem niciodată, nu pot să excluz, mai ales este o relație, spunem, de respect reciproc și de ne cunoaștem de atâta timp și nu putem exclude o eventuală coptare a domnului Marian Copilu în statul universității. Uh-huh. Dar despre prietenul lui Arlauschi s-ați vorbit? Nu. Deloc? Deci nu discutăm despre alt jucător de la CFR sau de la altă. Păi nu e la CFR, e liber de contract. Da, nu s-a discutat, dar noi avem trei portari, de fapt. Este vorba de Mirco, Lazar și Denis Rusu. Deci noi nu căutăm să ne acoperim pe acest post. Uh-huh. Apropo de Pilia Cerii, dacă tot a venit vorba, dumneavoastră sunteți mulțumit de Pilia Cerii, măcar dacă ne referim la acest sezon? Adică nu trebuie să fie mulțumit, trebuie să fie urmărit statul. Statul decide cine joacă, cât joacă, cine pleacă, cine stă. Deci nu trebuie să fie mulțumit. Am înțeles. Mă gândeam că îmi spuneți că sunteți mulțumit. Dacă sunteți mulțumit, înseamnă că e o, să spunem așa, un semn întrebare pe care îl puneți în privința lui. Spuneți-mi cum mi se pare lista aceasta. Nu, dacă se află în lotul Universității Craiova și a plecat în cantonament, înseamnă că suntem mulțumiți de el și că în continuare avem încredere în el. Altfel ne luăm la revedere. Bălașa, Ivanov, Fedele și Roman. Mă rog, Roman e un fotbalist care n-a jucat, dar ceilalți au jucat mai mult sau mai puțin. Nu fac parte din lotul cu care Craiova a plecat în cantonament, în Antalya. Corect? Corect. Bun. Corect. Asta înseamnă că ei nu o să mai facă parte deloc din lot, adică este o chestiune care e definitivă și Craiova se va despărți de ei, sau care este situația celor patru? Nu. Statul va decide dacă ei vor face în viitor parte din programul echipei. În acest moment nu s-au bazat pe ei. Nici nu puteam să plecăm cu 40 de jucători în cantonament. Dacă nu mă înșel, avem chiar 35 de jucători cu cei mici, ceva, da, în jur de 35 de jucători, cei mici care ușor, ușor nu mai sunt mici, dar în acest moment nu fac parte din, să spunem, din programul pe termen scurt. Pe de altă parte, Mihai Pălașa este în ultimele 6 luni de contract, Mihai Roman este în ultimele 6 luni de contract, fără opțiuni la niciunul dintre ei. Singurii jucători care au contract până în 2023, dacă nu mă înșel, sunt Fedele și cu Ivanu. Bun, bănuiesc că sunteți nemulțumiți de ei, că așa un jucător aflat în ultimele 6 luni poate primi o propunere de prelungire din partea clubului. Dacă dumneavoastră erați mulțumit de Bălașa, îi propuneați prelungirea contractului din vară încolo, nu? Adică repet încă o dată, nu trebuie să fiu mulțumit. Statul tehnic se decide, să spunem, cu cei care merge la drum pe următoarea perioadă. Bun, deci practic avem patru plecări, dacă le putem spune așa, pentru că ei au fost scoși din lot. La veniri, ce pregătește Craiova? Pentru că încercăm să ne acoperim pe două posturi. Deci încercăm să aducem 2, maxim 3 jucători. Asta este planul. Acum trebuie să vedem ce reușim, pentru că fiind iar perioada de mercat din iarnă, este o perioadă proastă. O perioadă în care va fi destul de greu jucători. Adică jucători liber de contract în iarnă înseamnă că jucătorul are o problemă. Jucători pe care o echipă vrea să dispară în iarnă înseamnă că
nu prezintă interes pentru acea echipă, deci tot putem spune că are o problemă. Și atunci e o perioadă dificilă de mercat. Pentru a aduce ceva care să fie, să se poată bate cu cealaltă are la un loc de în primul 11 la Universității Craiova. Spuneți-mi, Craiova este interesată de Sorescu? Craiova a fost interesată de Sorescu, dar ceva timp în urmă. În acest moment, Sorescu nu face decât interes din nou. Acum n-am auzit exact ce a spus. Că a fost interesată de Sorescu. Așa. Și acum? Dar în acest moment nu face obiect interesul nu. Iar sumele vesculate sunt mult prea mari în acest moment ca să putem să ne angajăm la ei. Am înțeles. Dacă ar fi un preț rezonabil, v-ar interesa, dar din cauza prețului înțeleg că e principalul impediment pentru care nu intrați. Și în... pentru faptul că noi stăm destul de bine în zona dreaptă. Adică, dar și fundaj dreapta îl avem pe Conte, care acum intervine după acele, după intervenția chirurgicală. Vlădoiu, care noi credem foarte mult și sperăm ca anul acesta să facă pasul spre, să spunem, o constantă la nivelul al returului, da? Să aibă un parcurs constant. Și atunci nu suntem într-o situație în care să spunem, doamne, ne trebuie neapărat un baj de-apă sau un mijlocaj de-apă. Am înțeles. Bun, și alte ținte sunt din țară, din străinătate. Evident că e la început perioada de mercato, nu știu dacă s-a deschis oficial ca idee să poți legitima, dar aveți ținte din țară, din Liga 1, ținte de afară, da, adică la ce în lucrați? În acest moment discutăm pentru un fundaș central. Da. Avem ceva, să spunem, analize pe un jucător care să poată joace cele două poziții față, bandă stângă, bandă dreaptă. Și dacă găsim ceva excepțional ca mijlocaș central defensiv, luăm, dacă nu, nu. Am înțeles. Sestor este o variantă pentru Craiova? La fel, vă întreb ce se vehiculează. Sestor, dacă tu sunteți la telefon, vă întreb. Sigur că da, doar din vară poate să fie o variantă. În momentul acesta este contract. Deci Sestor v-ar interesa? Nu, am spus că poate să fie o variantă doar din vară. În acest moment nu poate să ne intereseze că este contract. Am priceput. Spuneți-mi care este situația lui Laurențiu Reghecamp, pentru că mandatul lui până acum a fost mult sub așteptări. Cel puțin asta este opinia mea, nu știu dumneavoastră cum l-ați caracteriza. Și multă lume s-a întrebat dacă mai primește sau nu credit din partea celor care conduc clubul. Care este situația în privința lui și care ar fi obiectivele pe care el trebuie să le îndeplinească pentru a-și păstra postul și pentru a rămâne în continuare? Da, nu e vorba de păstra postul, este vorba de construcția pe care noi o facem. Adică la Universitatea Craiova, în cei 9 ani de zile de la revenirea științei prin planul fotbalului românesc, nu am schimbat decât o singură dată antrenorul din cauza rezultatelor. În rest, dacă am schimbat, am schimbat pentru că nu se creează filozofia ceea ce înseamnă Bănia, ceea ce înseamnă Universitatea Craiova. Trebuie să recunoaștem că Laurențiu Reghecamp a schimbat fața echipei. Adică, în joc anos, noi acum jucăm spectaculos, să spunem. Și exceptând jocul cu UTA Arad, unde am câștigat un punct, să spun, norocos, și a fost singurul punct câștigat în acest campionat, prin noroc sau prin o greșeală de arbitraj, nu mai avem un alt punct câștigat, dar în schimb avem foarte multe pierdute, deci exceptând meciul cu UTA Arad, în rest, noi n-am dominat adversarele. Adică, chiar dacă au fost 7 meciuri cu rezultate nefavorabile, au fost... cele 7-7 trebuiau câștigate, adică ne luăm pe rând, sau măcar un egal. Cu PCSB-ul știți foarte bine că reprinda a doua, la scorul de 2-2, nu am avut ocazie, nu am fost la meciul. Din păcate, ne-au dat golul de 93. Cu Viitorul, dacă la pauză era 3-0 pentru noi, nimeni nu se mira. Botoșanul la fel, a fost echipa mai bună, chiar dacă pe final puteau să ne... au avut oportunitatea să-și câștige meciul, dar repriza a doua ne-a aparținut și prima repriză. Deci au fost meciuri pierdute, să spunem, 90% din ghinion. Cu FCA Argeș și minutul 12 e al doilea galben, care, sincer, nu se dădea al doilea galben. Adică nici un arbitru mare nu dădea al doilea galben la cetul trenului, fără să-l avertizeze pe la verbal pe Crețu, pentru o intrare care a fost la limite, nici măcar nu putem să spunem că a fost 100% de galben. Și atunci nu avem motiv. Acum, Laurențiu are primul cantonament în Antalya cu echipa. E prima dată când are o perioadă mai lungă de timp, nu foarte lungă, sunt undeva de până în 3 săptămâni, în care poate să-și implementeze filozofia, în care poate să lucreze mai mult. Pentru că eu cred că
avem nevoie de puțin mai multă organizare și atunci lucrurile se vor rezolva. Am înțeles. Mulțumesc mult pentru intervenție, domnul Rotaru.